Iubiți credincioși, vă voi citi un capitol din Învățăturile Sfântului Nicolae Veremirovici, Gânduri despre bine și rău. Am ajuns la capitolul 19. Așadar, Sfântul Nicolae Veremirovici, Gânduri despre bine și rău. Încredere. Încrederea valorează mai mult decât capitalul, spune negustorul. Încrederea, steaua polară, valorează mai mult decât cunoașterea drumului, spune corăbierul. Cu încredere și tu, prietene, îmi întinzi mâna, iar eu oarecum te conduc. Însă, într-o clipă, omul poate să moară și negustorul poate să fie păgubit. Steaua polară, într-o clipă, să se ascundă în dosul unui nor negru și corăbierul să se rătăcească. Iar eu, prietene, sunt un pumn de praf, care, într-o clipă, vântul morții îl poate împrăștia. Oare cine te va conduce de la mormântul meu mai departe? Cărei călăuze te vei încredința atunci? Dăruiește-ți încredere atunci, ca și acum, lui Iisus Hristos, cel ce a risipit moartea ca pe un pumn de praf. El este prietenul care nu moare și deasupra căruia nu se poate așeza niciun nor negru. Slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor. Slujirea lui Dumnezeu este în același timp slujirea oamenilor. Slujirea oamenilor este în același timp slujirea lui Dumnezeu. Noi nu putem să slujim cu adevărat lui Dumnezeu fără ca prin aceasta să slujim oamenilor. Nici nu putem sluji cu adevărat oamenilor fără ca prin aceasta să slujim lui Dumnezeu. Când ardem înaintea lui Dumnezeu ca o lumânare de jertfă, noi atunci luminăm oamenilor. Iar când ardem în temniță și luminăm celor închiși ca o lumânare de ceară, noi atunci suntem lumină de jertfă înaintea lui Dumnezeu. Singurătatea. De ce oare toate sufletele mari își aflau desfătarea în singurătate? Deoarece au iubit prietenia cu Dumnezeu, o prietenie netulburată cu cineva mai mare decât ei. În singurătate îl năpădesc pe om toate problemele mari ale vieții, ale căror temelii cuprind întregul pământ și ale căror curbi se pierd în ceața veșniciei și a nemărginirii. Deși omul nu le poate dezlega, el simte totuși o înfricoșată mulțumire că stă între uriași de neînfrânt. Problemele dezlegate și tainele descoperite sunt disprețuite de oameni, întocmai cum sunt disprețuiți niște vrăjmași înfrânți. De aceea, sufletul cel mare caută singurătatea, caută adică tovărășia celor mai mari decât el, tovărășia tainelor nedescoperite și a problemelor nedezlegate, tovărășia tainelor uriașe care poate să strângă la oaltă în jurul tainei. Se strâng toate la oaltă în jurul tainei celui prea înalt. Tăcere. Tăcerea a fost iubită de sufletele mari, deoarece au simțit adânc adevărul acelei zise din popor: vorba bună e de argint, iar tăcerea e de aur. Orice om cugetător a cunoscut prin sine însuși că el nu e ceea ce spune despre sine, ci ceea ce tăinuiește. Nu e nu ceea ce tăinuiește din adins, ci ceea ce tăinuiește din nevoi, pentru că este nepregătit. Discuțiile noastre în societate sunt ca mărunțișul de bani cu care ne răscumpărăm pe noi înșine, pe câtă vreme banul cel scump rămâne în noi nearătat. Sau noi ne înfățișăm societății prin fotografii făcute în pripă, pe când adevăratul nostru chip duhovnicesc rămâne în noi nearătat. De altfel, toate stihiile mari sunt tăcute. Și însuși Dumnezeu e mai tăcut decât toate, pe câtă vreme toate făpturile sunt mici, sunt gălăgioase. Ce minunat este așadar că toate sufletele mari sunt tăcute. Eva,
și Maria. Pentru noi, Eva și Maria înseamnă, de fapt, înțelepciunea trupească și înțelepciunea duhovnicească. În cântările bisericești auzim, femeia s-a făcut pricină a suferinței, femeia s-a făcut și pricina mântuirii. Eva a dorit mai mult decât ce putea să-i dea soțul ei și Dumnezeu, fără să o primejduiască. Și împreună cu diavolul a sărit în prăpastie, trăgând după sine întregul rai. Această prăpastie este istoria. În mijlocul acelei prăpăstii a patimilor arzânde, unde pomul ispitei s-a mulțit ca viermele, Maria și-a înălțat sufletul său mult deasupra istoriei și s-a logodit cu Duhul Sfânt. Roada jocului Evei cu diavolul a fost întâiul ei născut, omul ucigaș, Cain. Roada logodnei Mariei cu Duhul Sfânt a fost întâiul ei născut, omul Dumnezeu, Iisus Hristos. Eva a întors roata vieții în jos, iar Maria a îndreptat-o în sus. Întreaga tragedia Evei și a Mariei nu ar avea nici pentru mine, nici pentru tine, prietene, neapărat o însemnătate, dar dacă n-ar fi întocmai înfățișarea tragediei sufletului nostru. Iarăși despre Eva și Maria, puțin altfel. Din punct de vedere psihologic, Eva și Maria reprezintă sfâșierea noastră sufletească de căpătâi. Între ele este o luptă pe viață și pe moarte și această luptă o purtăm înăuntru, din leagăn până în mormânt. Pentru ce se luptă Eva și Maria noi? Pentru țarina sufletului nostru. Întrebarea este, care dintre ele va cuprinde întreaga țarină? Nu se poate spune că Eva reprezintă natura noastră instinctivă, iar Maria pe cea conștientă. Și instinctul și conștiința pervertită o reprezintă pe Eva, iar instinctul și conștiința dumnezeiască pe Maria. De partea Evei se află Duhul necurat, de partea Mariei se află Duhul Sfânt. Și înaintea ta, omule, se ridică zilnic o întrebare, mare cât cosmosul și lungă cât istoria lumii. Cui vei veni în ajutor? Femeii care te trage în prăpastie sau femeii care te înalță la rai? Femeii care s-au logodit cu diavolul sau femeii care s-au logodit cu Duhul Sfânt? Femeii care vrea să nască un ucigaș sau femeii care vrea să nască pe Dumnezeu? Într-un cuvânt, femeii sau fecioarei? Fii viteaz și ajută fecioarei. Nu te asemăna soției necredincioase a banului, care îi dă un fier puternic acelui vlah Alia pentru a-l ucide pe Strahinis banul. Aici e o povestire din literatura sârbă. Acea femeie necredincioasă care îl ajută pe un ucigaș sau pe cel care va deveni ucigașul soțului ei. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să urmăm Preasfintei Fecioare Maria și să urmăm toate gândurile duhovnicești, tot din tot ce facem, prin gândurile noastre, prin simțămintele, prin vorbele noastre, prin faptele noastre, să mergem la cer, nu la iad, să nu dăm curs gândului păcătos care reprezintă de fapt pe Eva cea din tâi și care ne duce la pierzare, ci gândului sfânt, gândului bun, care se împotrivește răului și care merge spre Dumnezeu, care reprezintă pe Maica Domnului. Dumnezeu nostru, slavă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.